Minerii au fost lăsați cu ochii în soare de premierul Florin Câțu. Ajuns în Gorj pentru o scurtă vizită în localitatea Bumbești-Pițic, oficialul a fost așteptat de protestatarii din complexul energetic Oltenia. Șeful guvernului nu a dorit însă să stea de vorbă cu aceștia, ocolindu-i fără nicio reținere. Am venit și n-au vrut să stea de vorbă cu noi. I-am făcut semne ignorat, pur și simplu. Nu au oprit măcar să s-a făcut că nu vă vede. S-a făcut că nu vă vede. Interesul personal al domnului Câțu a primat în fața interesul minerilor. El a venit aici ca să-și asigure voturile de la Gorj pentru președinția partidului. Nu a venit pentru altceva, ca cineva să-i aducă la cunoștință altceva durerile de care sufără oamenii acestui. Cum v-ați simțit că nu v-a băgat în seamă? Umiliți. Minerii spun că în felul acesta guvernanții au arătat încă o dată că nu le pasă de soarta a mii de angajați din companie. Știm că partea domnului Câțu, adică liderii politici de la Gorj, domnul Băceanu și domnul Tăcincină, a fost împotriva acestui proiect de lege. Ei doreau salvarea complexului energetic Oltenia cu șomeri. Cât mai mulți șomeri, știți dumneavoastră situația companiei care este, nu trebuie să vă mai spun și eu, nu ne-a dorit, n-a vrut primul ministru să discute cu noi. Probabil nu contăm așa de mult. Și probabil noi nu, cum să vă spun, am fost în programul lor electoral ca dezvoltarea complexului, salvarea companiei, nu? Și în programul de guvernare suntem cancerul economiei. Florin Câțu a stat preț de câteva ore în Gorj, discuțiile vizând efectiv probleme pe linie politică.